Un eveniment important, Balul Bobocilor de la Anghel Salini din Roșiorii de Vede, invitați trupa Alb și Negru. Salut, atmosfera, cum vi s-a părut? Atmosfera frumoasă, ca la toate, în primul rând vă salut și eu. Atmosfera frumoasă, ca la toate balurile, sunt foarte mulți copii, sălile sunt pline și e chiar frumos să vii la... E o perioadă frumoasă a anului pentru toți artiștii și chiar ne bucurăm că venim în țară, în locuri în care n-am mai fost, n-am mai cântat în Roșiorii de Vede de niciodată și probabil că a venit și momentul să cântăm aici. Văd că voi sunteți din Alexandria. La Alexandria am cântat de foarte multe ori, am avut și petreceri și baluri, dar aici n-am ajuns. Mă bucur că am ajuns și că am găsit o atmosferă frumoasă. Am urmărit tot spectacolul vostru cap-coadă și am observat că Camara a fost cel care a vorbit cel mai mult. De ce? Pentru că el cântă mai mult. Da, no. Trebuie să vorbească și cineva. Sau nu, astăzi el a fost victima sigură. Deci l-am, cum să spun, prins așa cum trebuia, cu garda jos. N-a avut bancurile la el. Să înțeleg că te-ai supărat pe drum când ați venit de la București către Roșiori și... E prietenul meu cel mai bun, nu se poate... Nu, pur și simplu noi, de obicei, ne distrăm unul pe seama celuilalt. Mi-a spus pe scenă Shakira, nu e nicio supărare. E ok, așa se întâmplă. Așa e prietenia adevărată, nu ne supărăm pentru glumele pe care le facem unul altuia. Haideți să vorbim acum puțin despre ultimul vostru single, Carisma. Cine a făcut versurile, cine a făcut melodia, videoclipul? Da, noi am spus-o de foarte multe ori, piesa e făcută de Connector, inclusiv versuri și Chris Meyer. În studioul lor lucrăm, tocmai am terminat o altă piesă, care probabil într-o săptămână, o săptămână jumate vom promova, vom începe să o promovăm pe la posturile TV din București. Și din toată țara chiar. Și din toată țara, dar dacă începem cu Bucureștiul, că de acolo suntem. Și deci Connector a făcut piesa, atât deocamdată. La videoclip cât ați lucrat? Mult. Nu vreți să știți, vreo 3 luni și ceva. Da, vreo 3 luni, am filmat în februarie și abia în mai videoclipul a fost gata, iar apoi în iunie l-am lansat. 3 luni de procesare, un videoclip foarte frumos realizat de Dan Petcan, cu foarte multe efecte speciale și un videoclip care pur și simplu a vrut să aducă un, eu știu eu, suflu nou pe piață, pentru că e un videoclip altfel, un videoclip lucrat cu foarte multă migală și mai ales că a fost lucrat pe cromă, n-a fost deloc ușor să poți să faci toate acele efecte. Are un mesaj anume piesa? Nu are un mesaj, era mesajul... Are mesajul dragostei, cum adică dacă mesaj anume? Are mesajul dragostei, că-ți iubesc carisma. Da, e un fel de, un joc de cuvinte, Andrei, mă dezamăgește. Clar, carisma spune tot. În rest, sunt, da, niște mici întâmplări, practic, pe piesă. Asta e semnificația versurilor. Însă piesa în general e o piesă actuală, o piesă dance și... Cea care va urma va fi pop dance, cea care va urma va fi o piesă care va continua această carismă. Pe când un album nou, alb-negru? Albume se fac mai puțin, tot mai puțin, din păcate, din cauza vânzărilor, din cauza situației financiare care ne-a lămurit pe toți despre ce e vorba. Și soliștii sunt loviți de criză. Mai mult casele de producție, nu de soliști ține producerea unui album. Noi l-am produce cu mare drag, însă casele de producție nu mai plătesc, nu mai susțin un album și atunci ești nevoit să scoți piesă cu piesă și probabil că atunci când se vor aduna mai multe piese bune, să faci un album, dacă ele nu vor fi deja puse pe compilații, mai mult ca sigur vor fi deja pe compilații, însă probabil că atunci când vom strânge mai multe piese, le vom pune pe un album. Asta este practica, din păcate, în România și tot mai des în Europa. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă las să dați autografe fanilor și să ne auzim cu bine. Și noi vă mulțumim și la revedere. Toate bune și să vă uitați în continuare la Carismaticul Băiat, cum vă cântă. Hai, pa!